Hei, salutare! Bine v-am regăsit într-un vloguleț în care v-am promis că o să vă învăț exact cum să reglați carburatorul. Acesta este, să zic așa, penultimul vlog, deoarece ultimul vlog este cu scuterul, dar nu vreau să vă arăt, vreau să vă țin în suspans. Nu vreau să vă arăt foarte multe, deoarece l-am terminat absolut definitiv, dar despre asta vom vorbi în episodul următor. Astăzi este strict legat despre carburator, cum să îl reglați. Iar după vlogul în care vă voi prezenta scuterul terminat, o să mai fac un vlog în care am să vă învăț cum se curăță un carburator și cum să verificați dacă are probleme și e nasol. Să fiți voi cei care reglează și curăță un carburator, să nu mai fie nevoie să plătiți pe altcineva în caz de vă pricepeți, în caz de nu, mergeți la un service. Vreau să vă mai spun ceva înainte să ne apucăm. În primul rând, nu mă contactați pe Messenger, pe Facebook sau pe Instagram sau prin alte metode să-mi spuneți Shari, de... Mama, cânta cocoșul, mor, ce frumos se aude. Iubesc viața la țară. Și nu-mi spuneți, te rog frumos, spune-mi și mie, care-i treaba cu carburatorul? Am un carburator cu o problemă, scuterul meu nu vrea să pornească, am pană pe față, oglinzile nu sunt reglate cum trebuie, cablul de accelerație e rupt, de ce nu merge cablul de kilometraj? Deci eu nu sunt service, nu sunt forum, să putem vorbi, haideți să vă învăț cum se repară un scuter. În primul rând, uitați-vă pe YouTube, găsiți destule tutoriale. Dacă nu, uitați-vă la mine ce fac eu și încercați, dacă e scuterul la fel sau asemănător, puteți face și voi la fel, doar că v-aș ruga să nu mă întrebați de fiecare dată când aveți cea mai mică problemă la scuter, deoarece nu vă pot eu rezolva problemele. Sunt foarte ocupat, abia pot să-mi văd de treburile mele, apoi să vă mai răspund și la întrebări. De ce zic chestia asta să nu mă mai rugați? Pentru că un abonat, să zic așa, m-a terorizat cu întrebările. Am și eu un scuter Aprilia la fel ca al meu. Nu pornește. Ce are carburatorul, ce s-ar putea? Și am stat să vorbesc cu el cam 10 minute pe Messenger, după care i-am dat cameră, ce credeți, ca să scap de el, să îi explic că la mine nu e service și să-și rezolve problemele singur. După care i-am dat bloc. Haideți să vă spun și de ce. M-a terorizat cu o simplă întrebare, de ce nu intră benzină în carburatorul. I-am explicat mai multe chestii, am zis hai să fiu băiat bun și să îi răspund, să văd poate pot să-l ajut. După care mi-a spus, dar când am dat carena jos, pur și simplu am găsit un șurubel. De unde e șurubelul ăla? După aia roata de ce face așa? Plăcuțele de frână ar trebui să fie una mai groasă, una mai subțire. Deci m-a terorizat cu întrebările și am decis să-l blochez și să-mi văd de treaba. Pentru că pur și simplu nu mai scăpam de el. Deci nu vreau să vă răspund în ce ține de chestiile astea. Ce vedeți la mine în vlogulețe în legătură cu scuterul, de reparații, absolut orice postez eu, înseamnă că trebuie să faceți exact așa cum vedeți la mine. Doar să vă uitați de la cap la coadă. Dacă dați click la început și la sfârșit, ca să vedeți finalul, să știți că nu înțelegeți nimic și mai bine vă duceți la un service și mă lăsați în pace cei care nu înțeleg unele lucruri. Haideți să vorbim despre acest tip de carburator în doi timpi și să știți că sunt la fel la toate scuterele în doi timpi. Ok, deci avem aici carburatorul. Pentru început ar trebui să știți, când îl desfaceți, să țineți minte exact de unde băgați fiecare conductă. În general nu prea aveți cum să le încurcați, dar să știți că pe centrul carburatorului avem întotdeauna accelerația, să știți. După care, imediat lângă, avem locul pentru șoc. Să știți că unele carburatoare nu au șoc manual, ci automat și nu o să mai găsiți această țevușcă. Aici o să fie capsat la șocurile automate, deci nu o să găsiți chestia asta. Dacă noi punem carburatorul așa cu acest rezervor în jos, să știți că aici, pe partea de sus, o să găsim două orificii, una mai groasă și una mai subțire. Prin aceasta groasă, întotdeauna va intra benzină. Să știți că pe aici este intrarea, pe unde intră benzina, iar pe cea mică, observați că este pe partea care intră în motor de la admisie. Această țevușcă mai subțire vine la rezervor în partea de jos, deoarece pe aici are loc vacuumul care dă drumul la benzină în timp ce merge scuterul. Iar aici avem conductele de apă, acestea două, și au rolul de a încălzi uleiul. Acest orificiu este pentru ulei. Îl vedeți aici. Aici. Deci, pe aici intră uleiul, iar apa care intră pe aici și iese pe aici are rolul de a încălzi această parte din corp care încălzește uleiul. Apa intră pe aici și iese pe partea asta altă sau indiferent și pe aici și pe aici. Nu contează cum le pune, stânga, dreapta, dreapta, stânga, n-are importanță pentru că apa circulă doar așa, în formă de U. Încălzește acest corp și încălzind acest corp se încălzește și uleiul să aibă o viscozitate mai moale. El curge pe aici unde se amestecă cu benzina și benzina trece pe aici prin admisie în carburator și
alimentează scooterul. Iar aceste două șurubele pe care le vedeți aici sunt de la aer acesta, deoarece această parte este partea în care vine filtrul de aer. Și obligat, observați aici o găurică, obligat are loc concentrația de aer, mai mult sau mai puțin. Iar acest șurubel este benzina. Doar că la mine era desfăcut foarte mult, ceea ce îmi spune că puteam pierde acest șurubel. Haideți să-l desfac. Începem cu benzina. Și observați, din păcate nu am arculețul aici. Ar fi trebuit să fie un arculeț aici care ținea acest jigler și ar fi trebuit să fie capătul lui să fie absolut perfect aici în vârf. Nu știu cât de bine se observă aici. Deci dacă această parte nu este ok, este lovit, este strâns prea tare, să știți că se deteriorează și nu va merge perfect scooterul. Exact acum am observat că nu am acel arculeț. Aici trebuia să fie un arc. Și aici și aici, la ambele. Ia să vedem dacă la celălalt găsim acest arculeț de care vorbim acum. Ok, o să-l strângem la maxim. Acesta este jiglerul de benzină, da? Dar la maxim, să nu cumva să-l strângeți, la maxim să rupeți acest corp, adică nu strângeți cât puteți, să aveți simțul strânsului așa, de mecanic, dar nu de mecanic de ăla. Observați un pic, ia uitați-vă la vârful șurubelniței. Deci, gata, atât, e maxim, să nu cumva să strângeți foarte tare. Ia să vedem, aici găsim acel arculeț. Cred că ar fi pentru că se simte un pic mai greu când iese. Da, exact despre ce vă vorbeam. Și trebuie să fie curat și aici. Se pare că în cazul meu chiar nu era, adică în acest carburator. Și aici, la fel, jiglerele trebuie să fie perfecte. Acest vârf trebuie să fie absolut perfect. Observați, aici e un arculeț și în partea aia altă trebuia să fie la fel, deoarece ajută foarte mult punând presiune pe șurub când îl strângeți și să nu se desfacă. Ia priviți, aici aveam puțină mizerie. Observați? O să fac în vlogul următor un tutorial cum să curățați carburatorul. Și să știți că această mizerie intră în capăt unde strânge acest jigler și dacă e mizerie vă dați seama că nu e bine, deoarece o să intre mai puțin aer pentru că obturează acea gaură, adică această mizerie intră și nu dă voie la aerul pe care ar trebui să îl avem când reglăm acest carburator. Deci trebuie să fie totul curat. Depinde de fiecare pe unde mergeți cu scuterele. Dacă mergeți cu ele prin omol, prin apă, să fiți siguri că o să aveți probleme. Așa, încercați să folosiți scuterul drept un mijloc de transport, de distracție, dar nu prin omoale, cum am văzut foarte multe cazuri. Haideți să începem cu reglajul pe benzină. Observați aici, a ieșit afară, îl vedeți? Îl găsiți aici. Iar când îl vom desface, va pătrunde benzina exact cât îi trebuie să mențină relantiul. Eu o să vă învăț acum reglajele din fabrică, exact cum spune fabricantul. Câte ture, după care trebuie să lăsați neapărat motorul să se încălzească, să puteți regla carburatorul. Deoarece motorul se comportă total diferit când e motorul cald. Când îl avem strâns la maxim, adică maxim să nu strângeți foarte tare, vă mai repet, pentru că sunt unii care sar peste această parte. Deci, ne ocupăm de cel pe benzină, da? Așa se desface, așa se strânge. Până când simțiți la mână că s-a strâns, nu strângeți foarte, foarte tare. Deci, acum e strâns. Acum să țineți minte, vedeți cum e pus șurubul? De exemplu, la mine, crestătura șurubului este aici. Noi ar trebui să desfiletăm două ture. Ce înseamnă două ture? Două ture înseamnă una, două. Niciodată să nu faceți greșeala, cum mi-au mai spus unii, două ture însemnând de aici să vină o tură completă, gen jumătate de tură și încă jumătate de tură, o tură și după aia încă jumătate de tură și încă jumătate de tură, două ture. Nu e bine, e foarte mult, sunt patru ture, nu vă lăsați păcăliți. Deci, să o luăm logic. Observați? Aici este 0 și avem o tură
însemnând așa. Și a venit în același loc cum era înainte, da? Deci o tură și încă o tură. Perfect. În funcție de motoare, dacă e de 80, o să-i mai dăm jumătate de tură în plus. Cam atât. Jumate dintr-o tură, cum v-am învățat eu, da? Deci, nu însemnând o tură să se facă două, să se facă confuzie. Vă mai arăt încă o dată. Așa este strâns la maxim. O tură însemnând așa. Deci, venind cu cealaltă parte a șurubului în partea asta la altă. Vă mai arăt o dată. O tură. Am venit exact în direcția în care e strâns șurubul la maxim și încă o tură. La mine setul e de 50, deci îl vom lăsa așa. Pentru că el va porni 100% dacă totul este reglat. Ascultați-mă pe mine. Scuterul ar trebui să pornească din prima, a doua, maxima, a treia, în funcție de scuter. De exemplu, dacă i-ați schimbat și furtunul de la benzină, o să dureze ceva până intră benzina prin el și alea. După care reglăm și aerul. La fel facem, îl strângem la maxim. Deci încercați când îl desface să nu fie foarte tare strâns gen. Atât e la maxim, observați, nu foarte mult. Deci, la mine, în direcția asta, este 0. La fel și la aer, tot două ture. Asta însemnând, plecând exact dintr-un loc, să zicem, să faceți un semn. Deci, la mine ar fi aici semnul șurubului, da? Și avem o tură, două ture. Atât. Două ture cu două ture. Unii spun două ture jumate la benzină, alții spun două ture jumate la aer. Nu. Începeți de fiecare dată cu două ture, două ture exact cum v-am arătat eu aici și o să iasă absolut perfect. Exact așa pornește scuterul meu, doar că i-am făcut mici reglaje. De exemplu, la scuterul meu ca să pornească și o să vă arăt chiar acum să vedeți. Ca să pornească exact așa cum pornește, eu i-am mai dat de la două ture, i-am mai dat încă jumătate de tură la benzină. La aer nu am umblat deloc și merge absolut perfect. O să ies cu el, să încălzesc motorul. După care o să-l mai reglez, dar cred că ar trebui puțin dată benzina înapoi, adică tot două ture cu două ture. Este absolut perfect. Acesta este reglajul perfect pe care ar trebui să-l faceți și să meargă absolut totul perfect. Asta dacă și carburatorul vă ajută și este țapăn, e de la mama lui. Că dacă are probleme cu jiglerul, e înfundat, jiglerele sunt prea uzate, strânse foarte tare, să știți că nu o să aveți ce face și l-aruncați. Trebuie să vă cumpărați alt carburator. E vreo 70 de lei, deci chiar nu e o avere foarte mare. Aveți cuvântul meu că nu am mai pornit scuterul. O să-i pun contactul și să vedeți cum o ia la sfert, la prima bășină. Ia să mai dau eu luminozitate un pic mai așa. Am oprit deoarece se dădea să plece pentru că relantiul era foarte tare. Mulți dintre voi mi-a spus: fratele meu, de ce merge așa turat? Păi nu merge așa turat pentru că așa vreau eu să meargă. Merge așa turat deoarece e motorul rece și de la șoc merge așa turat. Asta ca să știți, cei care mă întrebați mereu de ce merge așa turat, am văzut în multe comentarii. Din moment ce se încălzește, el își revine și merge mai puțin turat. V-am mai spus, diferă de la scooter la scooter cum se reglează. La cele automate e la fel. Când porniți scooterul și e rece afară, o să meargă turat și evident să încălzească motorul, ca la mașini, ați observat, la majoritatea mașinilor la fel se întâmplă. Și la TV-ul meu la fel face. Inclusiv la Smart, Smartul merge turat, să zic așa, vreo 2 minute în funcție de căldură, după care imediat se reglează automat. Ok, cam atât pe ziua de azi, în vlogul următor o să vi-l arăt terminat, după care o să curățăm carburatorul, o să vă arăt exact cum să curățați, ce spray să luați, ar fi bine să aveți și benzină și spray pentru curățarea carburatorului și o să vă explic de ce. Ok, cu voi a fost Shari, aveți linkul de la Instagramul meu aici și în descriere, găsiți linkurile de la tot ce vă interesează despre mine. Ah, da, și să nu uite, în legătură cu seria Harry Potter, nu am avut cum să filmez nici sâmbătă, nici duminică, deoarece a plouat. Și din ce am citit în pergamentele trecute, ar trebui arse toate pergamentele și vă dați seama că nu puteam să le dau foc în casă. Va trebui să merg undeva afară și afară ploua foarte tare, deci nu am avut cum să filmez. Sper ca sâmbăta asta să fie frumos și am observat la vreme că va fi timp frumos. Eu vă iubesc, nu uitați să dați un share, să vadă și prietenii voștri acest vlog, prietenii voștri mecanici de scutere care v-au stricat scuterul în caz de ați fost la ei. La revedere!